Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Analiza Tehnică BVB și SUA, unde prezint aproape zilnic atât acțiuni de la analiza tehnică din punct de vedere Elliott pe acțiuni atât de la Bursa de Valori București cât și pe cele americane, și avem și acțiuni americane analizate și le-am pus aici într-un playlist. Le vedeți aici în partea dreaptă a ecranului, fără acest sau cu tot cu acest video. Tranzacționez și pe Bursa de Valori București cât și pe cea americană, și dacă există între voastre doritori să fac și analize pe acțiunile americane, vă rog să-mi scrieți în comentariu acestui video, pentru că astăzi vreau să analizăm acțiunile celor de la Tesla. Din punct de vedere tehnic, să vedem ce va face în viitor această acțiune. Și haideți să începem etichetarea valurilor Elliott, la care eu o folosesc foarte des sau fapt întotdeauna în analiza mea, atât pe Bursa de Valori București, cât cea americană, cât și în Forex, cât și pe criptomonezi. Și haideți să schimbăm în culoarea roșie. De fapt, avem americani au roșu, alb și albastru, așa că haideți să punem culoarea roșie cel mai mare grad. Elio și îl punem sub mileniu. Avem valul 5 aici și o să vedeți că acest trend încă nu este finalizat și că prețul va mai urca în viitorul apropiat. Acest val 3 este format la rândul lui sau se subdivizează în alte 5 subvaluri și avem 1, 2, 3, 4, 5. Punem culoarea roșu, alb, am zis că americanii au alb. Vedeți că cei care mă urmăresc videourile, vezi că la român pun roșu, galben și albastru. Punem culoarea albă, așa am spus. Pardon, nu acesta, m-a păcălit. Aici punem roșu, alb. Și aici haideți să coborâm gradul și punem super cycle, perfect. Avem un val corectiv 4 aici și haideți să le etichetăm și pe el repede, să nu pierdem timpul. Perfect. Ia să vedem acesta ce nu punem intermediar. Și avem roșu, alb, albastru și finalizarea valului 4. Și acum ne vom orienta atenția către acest trend ascendent care a început din 18 mai și cumva s-a finalizat pe 3 noiembrie. Și haideți să vedem cât a crescut în aceste 11 minus 5, 6 luni. Prețul a crescut în 6 luni de 122%. Și cred că 1200, pardon. Totuși de la 500 la 1000. Da, am spus bine, 120%. Și haideți să etichetăm și acest val impulsiv și cu aceasta finalizăm valurile impulsive, dar trebuie să vi-l arăt. Odată să-mi fac datoria și în al doilea rând trebuie să vedem datorită lui acestor subdiviziuni a valurilor, ne dăm seama unde se află prețul și unde va merge în viitor. Rămânem așa cu virgulă, în culoarea albă, da? Și suntem acum într-o corecție. Dăm puțin zoom și poate și dumneavoastră, cei care urmăresc Tesla, știți că această cădere a fost datorată faptului că directorul general Elon Musk a vândut acțiuni în valoare de 5 miliarde de dolari. Omul a fost foarte deștept și a vândut pe maxim, a băgat acel profit de 120% în buzunar
și face ce vrea cu el, cu ei, pardon. Prețul între timp consolidează și din punctul meu de vedere, vom vedea că prețul poate face o consolidare, fie un flat, fie un triunghi, și sunt adeptul acestei posibilități de a crea un triunghi corectiv. Și haideți să vi-l arătăm foarte repede. Și avem A, B, C, D, E. Și haideți să trasăm și liniile aferente acestui triunghi. O să lăsăm aceste linii ca să vedeți evoluția prețului în viitorul probabil apropiat. Și consider că acest val E și val 4 s-a finalizat și vom urca spre valul 5, mergem aici la arrow, trasăm o săgeată în sus. Folosim 5 aici, 5 aici și din punctul meu de vedere vom aștepta ce se va întâmpla cu acțiunea prețului la Tesla undeva pe la 14.000, dar deocamdată nu putem da o țintă, un target sigur al acestui val 5, deoarece nu știm când se va finaliza acest val 4. Deocamdată așteptăm finalizarea acestei corecții, vom vedea pe parcursul săptămânilor viitoare. Acest grafic este un grafic de daily, deci probabil va mai dura ceva săptămâni și vom vedea probabil spre sfârșitul lunii viitoare acțiunea acestui zone de consolidare, să vedem ce pattern corectiv va lua și în momentul când se va finaliza acest subval 4 alb, vom da o țintă, un target de finalizarea valului 5 și vom urmări anul viitor cu siguranță ce se va întâmpla prin această zonă, dar nu spunem mai mult pentru că nu avem datele necesare în acest moment. Deci cam aceasta este analiza mea din punct de vedere Elliott Wave pe această companie, pe Tesla. Consider că ea va mai crește în viitor, așa cum am arătat. Vom vedea săptămânile și probabil sfârșitul lunii viitoare ce formă va lua acest val corectiv. Ați văzut că valul 4 tot la fel a luat un anumit pattern corectiv. Aici vom vedea într-un final. Cam aceasta este analiza mea pe acest emitent. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog să dați un like la acest video, vă rog să vă abonați pe canalul meu de YouTube apăsând pe acest buton roșu abonează-te și apoi dați click pe clopoțel pentru a primi notificări ori de câte ori postez un nou video. Vă rog să scrieți în comentariile acestui video părerea dumneavoastră despre, fie despre această analiză a mea, fie poate cunoașteți mai bine din punct de vedere fundamental. Mă interesează părerea dumneavoastră ca împreună să căpătăm experiență și, evident, să câștigăm bani cât mai mulți, folosind cât mai multe din informații cu care fiecare dintre noi le avem, fie fundamental, fie tehnic, așa cum eu folosesc în tradingul meu.
Până la următorul meu video, vă doresc numai bine, sănătate în primul rând și spor la bani!